În țările din vest, obiecții față de acordul de liber schimb negociat de UE cu SUA s-au tot auzit de un an și jumătate de când a fost anunțat. La noi s-au auzit în premieră, public și organizat, ca să spun așa, la sfârșitul săptămânii trecute, când dumneavoastră și alte organizații ați făcut un protest împotriva TTIP, așa numitului TTIP. Ce obiecții aveți dumneavoastră și ceilalți organizatori ai protestului față de TTIP? În primul rând, TTIP-ul nu este de sine stătător. El are legătură cu alte manifestații organizate de ONG-uri și de societatea civilă în ansamblu ei, și mă refer aici la mișcarea anti-fracking și la mișcarea Salvați Roșia Montană. Deci, TTIP-ul este un cadru care ar favoriza aceste firme care doresc să facă exploatarea gazelor de șist în România și respectiv extragerea aurului, și nu numai la Roșia Montană, că vorbim de mai multe perimetre care deja au obținut avizele. Deci ar favoriza aceste firme, iar firmele, în cazul în care nu ar primi avizele de mediu, cum se întâmplă deja, ar putea da în judecată statul român și ar putea cere despăgubiri foarte mari în baza acestui acord. Mai mult decât atât, acest acord prevede un sistem de negociere a litigiilor între firmă și stat, prin care firmele pot să zicem așa, să dea în judecată, dar nu la în justiția obișnuită, ci la firme de arbitraj, care pot fi și offshore, și vă dați seama, aceste firme de arbitraj nu au judecători. Deci ei au niște arbitri care provin din mediul economic, din mediul de business. Acești arbitri, desigur că judecă o cauză din aceasta în interesul businessului. Și atunci toate problemele sociale, de mediu, toate problemele acestea de interes public vor fi neglijate în detrimentul profitului, practic. Aici este marea noastră îngrijorare, adică chiar dacă vorbim de TTIP doar acum, avem niște argumente pentru că s-au întâmplat niște lucruri în anii anteriori care ne-au făcut să credem că acest acord ar fi exact cadrul care l-ar facilita acestor firme mai multe libertăți, mai multe oportunități. Deci să înțeleg că este vorba despre un protest preventiv, pentru că dacă e să mă raportez, de exemplu, la recentul acord CETA, da, acolo Germania a avut obiecții față de, da, ceea ce spuneți dumneavoastră, litigiile stat-companii. Da. Au fost obiecții și rămâne de văzut ce se întâmplă, da, cu ele. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene a dat publicității recent mandatul de negociere pentru Comisia Europeană, iar acolo spune că nu e trebuie obligatoriu să fie o prevedere legată de ISDS, de aceste soluții, da, pentru, da, litigiile stat. Da. Vreau să vă întreb, asta e o nelămurire a mea, e un protest preventiv sau ce este? Sigur că este cumva preventiv, adică avem experiența CETA, exact cum ați spus. S-a negociat, a fost semnat de către domnul Barroso împreună cu premierul Canadei. Nimeni nu cunoaște textul, niciun jurnalist, niciun cetățean nu cunoaște textul acestui. A fost dat publicității textul CETA. A fost dat publicității, din câte știu eu, tot așa au fost scăpări pe surse, nu a fost oficial dat publicității. L-a prezentat Comisia Europeană în momentul anunțării finalizării negocierilor. Oricum, până la momentul respectiv, nimeni nu a știut nimic. Mai mult decât atât, nici noi nu am știut și nu am fost avizați și n-am știut să reacționăm. A fost un fel de exercițiu pentru TTIP. Deci acest CETA a fost modul în care s-a negociat în secret, a fost practic un exercițiu pentru TTIP. Ori lucrurile acestea noi nu mai dorim să se întâmple, pentru că dincolo de CETA și de TTIP mai sunt și acordurile TAFTA cu 50 de alte state care se negociază.
ca să nu mai spun că noi ca România avem acord bilateral cu Statele Unite. Deci, haideți să vedem ce se întâmplă rău și ce se întâmplă bun cu aceste acorduri și să încercăm să facem niște acorduri durabile, care să fie avantajoase de ambele, de ambele părți, desigur. Acum, știți cum este? Am scris și pe, și pe pagină la unul din răspunsuri. Sigur că tratatul trezește suspiciuni atâta timp cât în mandatul comisiei, da, spune că trebuie să fie transparent și să aibă consultări cu societatea civilă. La insistențele unei organizații, Comisia Europeană a pus la dispoziție lista cu întâlnirile cu societatea civilă. Și practic sunt 130 de întâlniri numai cu firme și la care niciun ONG nu a luat parte. Pot să vă spun și care sunt industriile care au participat și este evident din întâlnirile astea și dintre participanți care vor fi sectoarele vizate. Industria constructoare de mașini, a oțelului, industria IT, industria farmaceutică, alimentară, cam astea sunt. Ori, cred eu că dacă nu punem o oarecare presiune pe, pe condițiile acestea de transparență și democrație, pentru că, practic, UE ne-a învățat că trebuie să fim transparenți, să fim democrați, că trebuie să avem o bună guvernare. Deci, dacă nu punem puțină presiune pe, pe aceste treaba... Aceste chestiuni figurează și în deschiderea mandatului prezentat exact. De Consiliul European. Același mandat spune că negociatorii vor respecta întocmai chestiuni legate de democrație, stat de drept, etc., dar și că obiectivele negocierilor sunt standarde înalte în domeniul, da. În domeniul muncii și în cel al mediului, de exemplu, față de care aveți dumneavoastră îngrijorări. Că nu există un obiectiv decisiv, după cum am spus, în problema litigiilor stat-companii. Unde e problema până la urmă? Dacă există această garanție de mandat de negociere? Garanție nu putem să avem. Tocmai procesul prin care a fost negociat acest tratat nu ne asigură, nu ne dă garanția că el va respecta toate standardele cele mai bune. Tocmai faptul că la negocieri au participat numai companiile. De ce nu au participat și organizațiile de mediu, spre exemplu? Adică să avem toate părțile interesate la astfel de întâlniri. Aici este problema. Gândiți-vă că însuși faptul că importăm produse din Statele Unite, spre exemplu, contribuie foarte mult la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Da? Acesta fiind un acord contestat de Statele Unite, da? După ce s-a negociat în cadrul Convenției Națiunilor Unite că problema schimbărilor climatice e o problemă globală și că o vom face și că vom realiza anumite lucruri împreună, în clipa în care s-a trecut la a pune niște praguri, cât avem voie să poluăm și așa, Statele Unite au spus, a, ne pare rău, acum noi nu ne mai băgăm, că avem alte interese. Ori, de ce aș crede? Statele Unite au negociat până în ultimul moment protocolul de la Kyoto. Ba chiar, eu am fost prezentă la întâlnirea de la Kyoto și știu, ba chiar au insistat cu anumite instrumente care nu erau așa de cunoscute în Europa, precum comerțul cu emisii, spre exemplu, și care a fost importat din Statele Unite. Iar în final se spune, ați complicat prea mult acest protocol și noi nu mai dorim să facem parte din el. Or, vedeți, aici e problema, că negocierile pot să meargă până într-un anumit moment, după care să iau o altă turnură. Ori, știți, ONG-urile sunt câinele de pază al democrației. Tocmai de asta cred că e cazul să discutăm acum, înainte să fie prea târziu. De ce dumneavoastră contestați întregul acord și nu punctual chestiunile care vă deranjează
Ce vă preocupă? TTIP-ul nu a fost dat publicității integral, tot așa a apărut pe surse. Deci, sigur că puteți să ne exprimăm niște puncte de vedere cu privire la anumite lucruri care sunt acolo sau ar putea să fie acolo, că niciodată nu ai certitudinea că ce a apărut pe surse este ultima variantă sau o variantă anterioară. Tocmai de aceea tragem semnalul de alarmă vis-a-vis de punctele care sunt cumva... Trageți semnalul de alarmă vis-a-vis de TTIP în ansamblu, pe tricoul dumneavoastră da, scrie stop da, TTIP. Da, da, pentru că în clipa asta nu ai cum să negociezi pe anumite puncte, nici n-am fost chemați la negocieri. Adică coaliția care s-a format la nivel european de peste 250 de ONG-uri a vrut să aibă un punct de vedere. Noi am cerut să deschidem o inițiativă cetățenească europeană care este consfințită de Parlamentul European, a fost introdusă ca un instrument pentru societatea civilă să intervină, am făcut cererea și ne-a fost refuzată pe motiv că Comisia Europeană nu are mandat, nu are atribuții legale în privința tratatului acesta transatlantic. Dar dacă Comisia are atribuții legale de negociere, atunci ar trebui să aibă atribuții legale și în ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană. La nivel local, în România, dumneavoastră știți instituția sau autoritatea, persoană, agenția, banam, da, care poartă răspunderea pentru aceste negocieri, pentru poziția României în privința negocierilor TTIP? Statele membre nici n-au fost întrebate. Deci totul se desfășoară la nivelul Bruxellesului. Deci se desfășoară negocierile între Statele Unite și UE prin intermediul Comisiei Europene, după care dacă se ajunge la un acord, acesta va fi votat în Parlamentul European, după care acordul intră în funcțiune provizoriu, se spune, adică pentru a grăbi procesul, el intră, își face efectele, urmând ratificarea din partea celor 28 de state membre. Și dacă cumva unul din statele membre nu ratifică, proces care durează de obicei câțiva ani, nu știm ce se întâmplă cu acest acord. Adică el și-a făcut efectele 3-4 ani, un stat membru ar putea să nu ratifice, dar tratatul de la Lisabona nu spune ce se întâmplă cu un astfel de tratat dacă este refuzat de statele membre. Și el a produs niște pagube, să spunem, pentru unul din state. Întrebarea mea, deci să înțeleg că nu știți o persoană sau instituție care poartă responsabilitatea pentru poziția de României în cazul negocierii. România nu negociază. Niciun stat membru. Transmite puncte de vedere. Sigur că trebuie să fie... Referitoare la interesele ei. Sigur, deci nu știți pe cineva. În mod normal, punctele acestea de vedere ar trebui luate de șeful statului, ca să spun așa, pentru că el este cel care merge la întâlnirile Consiliului, adică el are poziția de a interveni în cadrul întâlnirilor Consiliului. Este singurul organism în care poate să spună un punct de vedere. Cei din Parlamentul European încă n-au avut ocazia să-și spună punctul de vedere, deci ei ar fi următorii pe listă care pot interveni pro sau contra sau... Ați descris procesul de ratificare cu intervenția Parlamentului European la un moment dat, cu pozițiile ratificarea sau ce sau se va întâmpla de către parlamentele naționale. Dumneavoastră, ca organizație a societății civile sau grup de organizații, ați avut discuții cu autorități, cu reprezentanți
ai României în Parlamentul European sau cu parlamentari români pe această temă? Noi am desfășurat o campanie, apropo de TTIP, că nu este chiar nou subiectul pentru noi. În perioada alegerilor europarlamentare, noi am trimis către, cred că aproape toți candidații la europarlamentare, oricum toți cei care proveneau din partide politice, am trimis o scrisoare cu îngrijorările și le-am cerut punctul de vedere inclusiv pe subiectul TTIP. Vreau să vă spun că am primit foarte puține răspunsuri. De cele mai multe ori am primit de la candidații care erau sub linia care ar fi putut să intre, adică sub cei eligibili. Pozițiile în marea majoritate au fost foarte pozitive cu privire la TTIP, fără argumente. Au zis că suntem pentru acest acord, dar fără argumente. Iar alții ori au recunoscut că nu știu practic ce este acest TTIP, sau alții au evitat să răspundă la această întrebare. Dacă mă întrebați pe mine, percepția mea este că se cunoaște foarte puțin, chiar la nivel de parlamentari europeni, nu mai zic de Parlamentul României, despre acest acord și care ar fi efectele lui. Deci, în afară de această inițiativă, această scrisoare, da, ați mai avut discuții efective cu, nu, un reprezentant? Nu, nu. Am înțeles. Deci, prima dumneavoastră ieșire în public ca organizații ale societății civile preocupate, îngrijorate de TTIP, da, a fost în momentul aderării la această inițiativă, da, cetățenească, da, europeană. Da, deci, da, ați trecut direct la protest, sărind peste etapa de dezbatere publică, cum ar fi, care în țările occidentale s-a petrecut. În Germania, în Franța, au existat dezbateri publice, a fost dezbătut în media, a fost dezbătut la nivel. Sigur, dar deci nu mai era timp de așteptat, dacă mă întrebați pe mine. Una, pentru că dezbaterile publice nu noi trebuie să le inițiem, nu ONG-urile. Deci dezbaterile publice trebuie inițiate de către autorități. Dacă este vorba despre o inițiativă legislativă a autorității, da, dacă este vorba despre o preocupare față de o situație cum este TTIP, care se discută în altă parte, mi se pare normal să inițieze și societatea civilă, da, nu mai autoritățile. Da. Nu că nu s-ar fi întâmplat și lucruri din astea, adică de foarte multe ori am fost noi inițiatorii dezbaterilor publice, și, dar având în vedere ce s-a întâmplat cu CETA, ne-am dat seama că nu mai este timp să mai deschidem dezbateri publice, să mai inițiem. Era momentul să acționăm. Așa am considerat. La sfârșitul săptămânii trecute, revenind la protest, a avut loc acest protest comun împotriva fracturării, da, și împotriva TTIP. Primul subiect, fracturarea hidraulică, este de notorietate, să spunem, în, sigur, rândul publicului. A câștigat greutate prin dezbatere publică, prin cafteală, efectiv, da, pe, da, toate mijloacele, da, posibile. Exact. Al doilea subiect nu a avut, după cum ați spus, da, și dumneavoastră, nu a avut nici pe departe parte de așa ceva. S-a văzut și la protest, unde unii participanți habar n-aveau despre ce este vorba în cazul TTIP. Da. Oricum a fost un număr foarte redus. Da. De ce ați ales, înțeleg legăturile dumneavoastră între TTIP și fracturarea hidraulică, dar nu înțeleg de ce ați comasat un subiect cu mare greutate cu unul care practic e necunoscut. E necunoscut. Pentru că după aceea dumneavoastră, când veți spune ce ați făcut, veți spune că am făcut și un protest, care protestul acela n-a fost pentru TTIP sau contra TTIP. Da, da, fost, da, nu am înțeles. N-a avut nicio legătură. Am înțeles, sigur că da. În primul rând, adică am recunoscut că nivelul de cunoaștere și de înțelegere al TTIP-ului în România este foarte limitat. Nu am pretenția să spun că există o masă critică de oameni care cunoaște acest subiect. Singurul lucru care ne-a determinat să mergem împreună ca organizații care ne ocupăm
unele de unele aspecte, altele de altele aspecte, oricum legăturile noastre sunt de lungă durată, să spun așa, cazul Roșia Montana, da. Noi l-am abordat din 2002. Deci aceste tocmai de aceea am hotărât să facem un protest comun ca să aducem în opinia publică, să aducem informația către cetățeni, să le explicăm care este legătura între fracturarea hidraulică și TTIP, între Roșia Montana și TTIP. Aici e, să spunem că este o gândire strategică pentru, pentru a face cât mai cunoscut acest subiect. Să nu uităm că dacă n-ar fi fost protestele de la Pungești cu vorba aceea, cu bătăi, cu dacă n-ar fi fost prospecțiunile pentru diverse gaze de șist sau de neșist și intratul pe proprietățile private, probabil că nici acum n-am fi discutat de antifracturare cum discutăm în zilele noastre. Este un timp. Cum eu nu cred că această campanie împotriva TTIP-ului se va încheia într-o lună sau într-un an, adică și ea va fi de lungă durată. Și în general campaniile anti-ceva sunt de lungă durată. Uitați-vă la campania Salvați Roșia Montană. Protestele de la București de sâmbătă, protestul de la București de sâmbătă nu a fost singur, au fost proteste în multe orașe europene, da. Capitale sau orașe secundare. Ce vă spune faptul, în pofida acestei lipse de informații pe piață, ce vă spune faptul că la București au venit 100, la Paris se așteptau organizatorii la 2000, au venit mult mai puțini, deși și acolo erau asociate protestele cu anti-TTIP cu alte lucruri, cum s-a întâmplat și la București. La fel și în alte capitale europene, a fost prezență mică pentru această chestiune. Ce vă spune despre cred că nu s-a copt problema. Gândiți-vă că protestul a venit la 5 zile de când noi am dat drumul la colectarea de semnături. Deci ce colectare de semnături? Deci în clipa în care inițiativa cetățenească europeană nu a fost aprobată, acest consorțiu de organizații la nivel european a demarat colectarea de semnături ca o inițiativă cetățenească independentă. Înțeles, ok. Și până la momentul de față s-au strâns 600.000 de semnături împotriva TTIP-ului la nivel european. Înțeles, da. Da. Deci, pentru orice subiect să crească are nevoie de un timp. Un timp de informare, de educare, de conștientizare. Nu e destul de greu să aduci în atenția publică dacă fracturarea sau Roșia Montana era un subiect care afecta direct cetățeanul, da? Eu știu, proprietatea privată, lipsa de apă, alte resurse. TTIP este un subiect abstract care nu mă aștept ca oricine să-l poată înțelege. Plus, exact cum spuneați, mandatul de negociere este atât de frumos. Este foarte frumos. O să respectăm toate standardele, o să acceptăm numai standarde foarte înalte. Știți? Totul e să poți să citești și printre rânduri și să poți să vezi și unde sunt scăpările sau portițele lăsate deschise și cine ar putea intra pe aceste portițe? Autoritățile europene și americane asociază TTIP cu ideea de întărire a economiei comune și în fața și a democrației, a statului de drept, în fața unor alte amenințări. Uh-huh. Acum, s-a văzut și în întrebări, au existat întrebări care spun dacă Rusia și China sunt afectate și sunt interesate să pice TTIP, uh-huh, ar însemna că și poziția dumneavoastră sprijină poziția Rusiei și Chinei. Cum vedeți această problemă? Să vă spun un lucru. Practic, eu nu înțeleg dacă chiar ne trebuie acest TTIP, pentru că
Ce piedici există între Statele Unite și Uniunea Europeană să facă comerț și să dezvolte investiții? Eu n-am întâlnit până acum. E vorba de cum prezintă ei situația. E vorba că în momentul acesta există niște tarife, da, care sunt reduse, dar care ar putea să scadă și mai mult. Și, de ce și asta ar beneficia economiile, da, economii. Dar ce ne oprește să reducem tarifele? De ce ne trebuie neapărat un anumit acord? De ce n-am putea să reducem direct tarifele? Pentru că comerțul și investițiile, ele funcționează. UE și Statele Unite sunt cele mai mari, cele mai puternice blocuri economice. Împotriva cui ne aliem? Sau faptul că facem mai multe schimburi între UE și Statele Unite, scoatem de pe piață alți concurenți, alți competitori în clipa în care tu ești în vârf? Nu știu dacă... Eu, tocmai aici e semnul de întrebare cu privire la tratat. Este el despre comerț și despre investiții sau este despre dereglementare și liberalizare? Deci trebuie să ne uităm foarte atent. Nu ne oprește nimeni să micșorăm tarife, taxe, să le excludem, să facem ce dorim noi. De ce nu mergem pe varianta mai ușoară? În aceste condiții, reiau o întrebare. Poziție aveți față de argumentația că dacă Rusia și China s-au afectate și au interesul să pice TTIP, să nu reușească, ar avea interesul, iar dumneavoastră sunteți împotriva TTIP, da, și asta ar însemna că poziția dumneavoastră sprijină poziția Rusiei și a Chinei. Nu. Cum vă raportez la această argumentație? Nu neapărat. Sunt învățată cu astfel de acuzații. Totdeauna când... Și răspunsul este... Și răspunsul este nu sprijinim poziția nici a Chinei și nici a Rusiei. Noi avem o poziție foarte clară de a sprijini poziția mediului. Deci suntem interesați care... Cum putem să facem să fie mai bine din punct de vedere al protecției mediului, al protecției cetățeanului? În rest, este prea puțin relevant pentru mine dacă unii vor spune că sprijinim Rusia sau China. Acum să vă spun un alt lucru și aici este marele meu semn de întrebare, pentru că am citit foarte multe declarații în sensul că uite conflictul din Ucraina și Rusia și de asta ne trebuie aceste TTIP. Personal îmi pun întrebarea de ce suntem membri NATO sau NATO a venit la pachet cu un acord în care să dăm ceva în schimb. Adică mie mi se pare că conflictul dintre Rusia și Ucraina și faptul că e la granița noastră, desigur că sunt îngrijorată de aspectul ăsta, dar nu cred că trebuie partea asta de securizare a frontierelor să aibă legătură cu partea comercială și economică. E altă înțelegere, alt acord, adică nu le văd la pachet.